După un început energic al oaspeților care au condus partida până spre finalul primului sfert, gazdele au reușit să preia conducerea. Dacă la începutul celui de-al treilea sfert, teleormănencele aveau un avans de 15 puncte, spre finalul partidei, timișorencele au reușit să le dea emoții, apropiindu-se la 3 puncte. Victoria a fost însă a gazdelor, scorul final fiind de 72-69. A fost un meci destul de strâns, ne așteptam la asta, sunt o echipă bună și ele, dar am încercat să... Am avut noroc, am făcut multe recuperări ofensive pe final și cred că și asta ne-a ajutat. A fost o victorie uriașă pentru noi, mai ales că venind după înfrângerea de acum 4 zile de la Cluj, într-un meci foarte dificil pe care l-am pierdut în prelungiri, a fost foarte important pentru noi să dăm dovadă de tărie astăzi. Am jucat împotriva foarte bună echipă a Timișoarei, iar victoria ne motivează să muncim din greu pentru restul sezonului. Am avut ceva probleme la începutul meciului, dar am încercat să ne menținem concentrarea și să revenim. Odată ce am reușit să recuperăm avansul, am continuat până la finalul partidei, fără să privim înapoi. Pentru timișorence, partida cu Alexandria a reprezentat a șasea înfrângere în deplasare și a doua în fața celor din Alexandria, după ce în primul tur al sezonului au pierdut pe teren propriu la o diferență de 2 puncte. Următorul meci pentru CSBT Alexandria va avea loc pe 20 ianuarie la Arad.